de surprize și de provocări. Serios? Dar înainte să ne jucăm, aș vrea să salutăm câțiva dintre copii. Da. Marius, spune-ne câte share-uri avem. Te rugă. La 300 de share-uri, dar să mă arăt zamzam. Iuhu! Abia aștept. Mamă mia, se uită 1800 de copii la noi. Wow, salut! Eu zic că suntem mult mult, bravo! Salut Iani, salut Eva, salut tuturor celor care vă uitați la noi! În minutele următoare vom învăța un joc nou nou și super amuzant. Aveți nevoie de câteva balane și de câteva idei de provocări. Și este jocul unul dintre jocurile preferate ale fetițelor Zuri. Mai avem nevoie de un marker sau de un pix. Uite, eu voi folosi un pix! Oh, un wow! Pix. Pixul ăsta cred că e super potrivit! Wow! Un pix cu o formuță! Și unele dintre baloanele acestea au înăuntru provocări, unele nu au. Cine sparge un balon cu o provocare, ghișe, face provocarea! Sunteți pregătiți? Da! Pe locuri fiți gata? Eu sunt prima? Da! Ok, dar încerc să arunc întâi să văd dacă se sparge, dacă nu mă duc mai aproape de el. E ca și cum ne-am jucat dart cu baloane. Wow! Sunteți pregătiți? Da! Urați-mi succes! Trei! Succes! Da, și mâinile la urechi. O să facă pop foarte tare. Am două încercări, da? A doua încercare. 1, 2, 3 și... Aaaa! Și a treia încercare. Aaaa! Ai și confeti în ele! Da! Că e o întâlnire specială și noi, fetițelor, ne plac confetile. Și am găsit un bilețel înăuntru balonului care are o provocare. Ce scrie? Oh my god! Cu multă veselie, treaba bună o să fie. Trebuie să ai o discuție cu mătura vrăjimăturii. Oh! Unde ești, măturică? Aici, eu știu să vorbesc cu tine. O să fiu gătura fură care vorbește cu mătura ei. Află care e talentul ei ascuns. Sau ce-i place cel mai mult să mănânce. Bine, eu întreb și am răspunde, da? Bine! Bună ziua, doamna mătură! Bună ziua, fetiță Zorle! Care este numele tău de familie? Numele meu de familie este mătura făcătoare de curățenie! Wow! Și care este talentul tău ascuns? Talentul meu ascuns este viteza cu care fac ordine! Poți să ne arăți puțin? Sigur că da! 1, 2, 3 și pșom, pșom, pșom! Uite! E rândul tău, vrăjimăturică. Serios? Eu mai zic puțin cu doamna mătură. Ai trei încercări să spargi un balon. Da. Haide, 1, 2, 3. La tine!
vorbim. Da. Ok, hai de pe anul asta. Asta, Lulu. Mulțumesc. Haide, mult succes, să vedem. Wow! Ce te poți vedeți? Uite, am și o provocare. Hai să vedem. Animăluțele preferate sunt prieteni buni la toate. Vorbește și mișcă-te ca o pisică în următoarele 5 minute. Aaaa, ceasul? Uite, adică când o să ajungă limba asta lungă, nu asta cea mai rapidă. De la 10 la 11. Da, exact. Yes, bine. Până atunci faci ca o pisicuță. Miau. Miau. Dar de la o parte pisicuță. Miau. Așa. Acum e rândul meu. Eu mai vreau o dată să încep să arunc, să văd dacă-mi merez. Bine. Pregătiți? Da. Ei, ca o pisică, Lulu. Miau. Miau. Balon pe față.
față? O cascadă de cascafandru? Nu e asta răspunsul. Deci doi oameni se aruncă în apă și doar unul dintre ei iese de acolo cu părul lui. Care e răspunsul? Pisica, gata, ești eliberat! Yes! Tu mai ai de făcut că nu ți-a venit rândul. Cine urmează după mine? Tu? Eu! Ok, hai să vedem copilata ghicita, ghicitoarea mea. De ce celălalt? Pentru că e robot. Pentru că celălalt nu s-a aruncat. Pentru că nu sare. Hello, Diana! Pentru că e chef! Asta e răspunsul, bravo! Ați ghicit! Hai, Lulu, e rândul tău, mai avem da. Ceva balare. Yes! Are provocare, are provocare, la 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 la. Hei, Marius, câte rășeruri avem? La 300 de șeruri ne-au prins din orice și dai să mă aranzalzăm. Ce provocare ai? Haide, spune o poezie cât mai amuzant să fie. Spune poezia degețelelor fără să-ți miști buzele. Stai măcar să spun microfonul, să se audă mai tare. Bine, cum începea? Degetul mare? Da. Fără să-ți miști buzele. Bine. Hai, vino mai aproape să te vadă copiii. Deci, stai de vreo și. Degetul mare. Nu-ți mișca buzele. Degetul mare. Stă... nu mai știu poezia. Degetul mare vreau la plimbare. Da. Degetul mare vreau la plimbare. Orosătorul curăță povoare. Mijlociul face de mâncare. Cine larul își pune o floare. Doar dintre toate cine mai voini? Degetul mic. Degetul mic. Bravo! Foarte, foarte mare! Eu zic să mai păstrăm o provocare pentru mai târziu. Da. Iar vrăjimăturica poate să rămână acolo. Până e bine atunci. Da, păcălit! Hai să facem și ultima provocare. Da. Ultima provocare? Da! Da, sigur există o ultima provocare. Da, mai sunt 1, 2, 3, 4, 5, 4... Oh. Da, tu trebuie să nimerești unul cu provocare. Hai să vedem. Ai pisa o pisică. L-ai dat jos de tot și e clar că n-are provocare. Bine, atunci puteți să încercați voi. Să ce? Uite, ăsta s-a rupt. E periculos. Asta e încă prins și ăsta a căzut. Trebuie să fim atenți. Da, o să mă uit eu. Da. Hai că vrajii mai sparge ultimul balon. E foarte amuzant. E așa? Da. Vezi, n-ai de ce să te sperii. Nu mai este frică acum. Normal că ești curajosă, că ești o fetiță zurli. Limba este instrument pentru un vorbit excelent. Cu limba afară cântă și dansează rău, zau, zau! Adică asta? A-la-la-la, a-la-la-la, guri-guri-guri, guri-guri-guri-am-dam-dam, a-la-am-dam-dam, a-la-am-dam-dam, guri-guri-guri-guri-guri-guri-am-dam-dam, a-la-pi, a-la-pi, guri-guri-guri-guri-guri-guri-am-dam-dam, a-la-pi, a-la-pi, guri-guri-guri-guri-guri-guri-am-dam-dam. Ghirlandele astea frumoase. Da. Puteți să dansăm limba cu ele. Wow, ce idee! Să dansăm... Pe ce melodie să dansăm limba? Pe are mama? Pe are mama o fetiță. Bine. Vreți să te-ați pregătiți? Da! Limba! Da! Ok! Hai să desfacem asta de aici. Mm-hmm. Stai, dar acolo cred că poți să o lași, că e prea lungă, nu? A, bine. Da, și o desfacem de undeva, din partea aia mai de jos. Cum s-ar spune? Da. Pregătiți-vă și voi, copii! Pregătiți o coardă, dacă aveți! Sau pregătiți... O eșarfă! O eșarfă! Sau chiar cordonul de la halatul lui mami! Da! Și dacă nu are cine să vi le țină, puteți să legați între două scaune. Exact! Puteți să legați coarda între... Hai, dar și noi ar trebui să legăm! Că nu avem cum să ne jucăm, nu ne-am gândit la asta! Nu ne-am gândit! Da. Au, cininica, bombonica! Zăpăceală, bombonică! Prima oară o să o prindem de... e prea jos. Da, trebuie să fie mai sus. Dar nu putem să facem cu rândul? Bine, hai să să ținem noi două, trei celule. Și facem schimb cu tine, treci tu, apoi vii la mine și fac eu. Da! Ok, bine! 3, 2, 1! Să înceapă distracția! Provocarea este să... mergi pe diferite combinații de forme. Cum
ar veni, uite, Lulu, eu de aici trebuie să ajung acolo și dă-mi o provocare. Trebuie să calci numai pe inimioare și cercuri. Până ajung acolo, da? Da, adică pe diagonală. Cu ambele picioare? Da. Da. Deci numai cercuri și inimioare, da? Da. Da. Wow! Acum e rândul tău, vrăjii. Îmi spuneți voi care e traseul. Traseul e să vin numai pe inimioare și pe ce și pe pătrate. Tot cu ambele picioare? Da. Țup, 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 ca un iepurare. Țup! Țup! Țup, 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 țup! Lulu, acum tu trebuie să mergi doar pe pătrate și rotunduri. Până acolo, da? Da. Bine, cu ambele picioare. Da. Tu. Și acum e rândul meu, trebuie să calc doar pe inimioare. Wow! Pe toate inimioarele din traseu. Pe toate inimioarele din traseu. Ești pregătită pe Pizza Zuli? Da! Da! Am și eu carnete! Da! Ce tare! Fetița Zuli, sunteți pregătite? Da! Am călcat pe inimioare! Va fi greu aici, trebuie să sar pe inimioare. Wow! Wow! Bravo! Acum e rând. Vrăji, tu trebuie să calci numai pe... Numai pe... cercuri. Numai pe cercuri. Wow! Încep de aici? Da. De unde vrei? Dar dacă încep din... Pe toate cercurile. Pe toate cercurile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cercuri. Un cerc. Două. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo! Bravo! Mulțumesc! Acum, e rândul meu! Da, au mai rămas pătratele acum. Da, tu calci pe pătrate. Da. Bine! 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 3, 2, 1, să vină muzica! Și acum... De fapt, tu mai mult semeni cu o prințesă. Se
serios. Da. Uite, ține-l de băț, că de aia am făcut băț. Și cum ghicim? Eu știu ce ești tu și știu ce ești tu. Da, dar tu știi ce ești tu. Știu ce suntem noi toți. Da. Hai să facem o numărătoare să vedem cine începe. Hai. Azi ca tezi, inima me, azi ca bum. Spune prima întrebare chiar tu, acum. Sunt un animal? Da. Da. Sunt un animal de casă? Nu. Nu. Sunt un animal de necasă? Da. Locuiesc în pădure? Nu. Nu în pădurea noastră. În ce pădure locuiesc? Nu putem să spunem, avem voie doar cu da și nu. Capii. Nu îi întreba. Scrieți la comentarii ce animal. Mă duc eu aici să protejez comentarii. Hai că în caz de nouvenu. Sunt un animal de pădure, am zis. Da. Nu de pădure, nu e de pădure. Dar de ce sunt? Este junglă. Dar nu avem voie să-ți spunem. Mănânc iarbă? Nu, mănânci frunze câteodată. Nu ai spune. Ai zis frunze și mai ce? Mănânc banane? Da, da. Mănânci banane. Sunt o maimuță. Da. Tam, tam, mi-a mai venit o idee. V-am mai pregătit o surpriză. Ce surpriză? Păi vreau să aflu și eu ce animal. Bine, bine, a, dar... vreau, și unde te grăbești? Că abia începu cam. Vreau să zic o curiozitate despre animalul tău. Oh, hei, stop! Toată lumea să se oprească din ce face trupul. Opriți-vă! Opriți-vă din spălat vasă, din făcut curățenie, din tot. Și spune-le o curiozitate despre animalul meu. Hei, știi că animalul tău mai mult e cel mai apropiat de noi oamenii? Adică seamănă cel mai mult cu noi. Wow! Te-am spune că antiprezentatoarea uneori mai mult. Exact. Urmezi eu? Urmezi tu! Bine, trebuie că stau aici în locul tău, la mijloc. Așa, stai tu la comentarii să protejezi comentarii. Fiți atenți, sunt animale de casă sau de sălbăticie? De sălbăticie. Wow! Sunt animal care mănâncă frunze sau carne? Carne multă! Carne multă? Da, da. Sunt un animal înrudit cu pisica? Da! Serios? Da. Sunt tigru? Nu. Ghepard? Nu. No. Leopard? Nu. Pumă, jaguar? Nu. Sunt regele animalelor? Da! Sunt leu? Da! Vrei să-ți spun o curiozitate despre leu? Da, spune-mi. Opriți-vă, din tot ce faceți, vă voi spune o curiozitate despre animalului Trulli. Curiozitatea despre animalului Trulli este că leul mai este numit și regele junglei. Opriți-vă din tot ce faceți, continuarea curiozității. Este numit regele animalelor pentru care 1. O comă și 2. Nu vânează niciodată. Le lasă pe femelele lor. Am terminat curiozitățile. Pa! Wow! Că leul nu vânează niciodată? Câteodată vânează, mă! Foarte rar, dar în general vânează fetele pentru el. Wow! Da. Ok, Hrăjie, rândul tău. Sunt un animal de casă sau de sălbăticie? De casă, de casă sălbatică. De casă, exact, și de casă și de sălbăticie. Serios? Da, da, adică ești tare, rău. Da, e. Wow. Stai și la casă, stai și în parc. Ies afară la plimbare cu oameni? Nu. No. Nu prea. Ies doar singură? Sau cu alte animale care seamănă cu tine. Aha. Da. Am 4 căpuțe? Da. Da. Și o codiță? Da. Da. O codiță lungă? Da. Jumătate, no. Medie. Cam de îți ajunge până la gât. Da. Wow. Sunt albă sau neagră? Și albă și neagră. Și portocalie și portocalie și gri. Sunt toate culorile? Da, și da. Da. Îmi place liceii? Da. Îmi place să mă joc cu ei? Da. Știu pisică! Exact, Brezi. E o curiozitate despre pisici? Spune! Spune tu dacă știi! Eu știu că sunt verișoarele leilor și tigrilor și pumelor și tuturor felinelor. Adică o pisică atunci când se întâlnește cu un tigru sau cu un leu, se așează la masă și ciocnesc ouă? Da! Da, dacă se împătăresc pastele, da! Exact! Că sunt rude și da! Și ele vânează șoricii pentru că au instinct de felină, de-aia vânează. Da! Wow, sunt vânătoare! Știu și eu un animal care se naște tot din ouă. Spune, spune! Surpriză, nu ne uităm! Oare ce scrie acolo? Bună, Andrei! Și noi vă iubim! Păi este pisicuță? Măi să fie! A scris!
E foarte bine, dar ce animal e ăsta? Dar nu știți să citiți? Răușca. Răușca. Unde Plicit. Trăiește? Răușca. Dar nu e răușca. Trăiește în deșert sau unde e gheață? Trăiește la casa omului. La casa omului? Da. E mai bine așa? Da, dar eu cum? Eu cea... Răușca. Ai scris răușca. Păi am mâncat o semință că mi-era foame. Degetul mare pleacă la plimbare. Arătătorul curăță covorul. Mijlociul face mâncare. Cinelarul își pune o floare. Dar dintre toate, ce-i mai voinic? Degetul mic? Degetul mic! Bravo! Ce amuzant! Când ajunge la 3. Go! A trecut de 3 truli. Na, limba aia, limba care arată secundele. Trebuie. Să nu închizi gra. Trebuie. Atunci poți să mai cauți vrăjii. Stai, hai. Da, trebuie să mai vezi. Hai, 3, 2, 1, start! 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai încerc o dată? Da, mai încerc o dată. Până la 8 a ajuns. Da, da. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gata, greul meu. Da? Bine. N-ai reușit să faci bani în curs. Deci avem două încercări fiecare? Da. Câte două, ok. Da. 3, 2, 1, să înceapă competiția! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 11, 12, 13, 14, 15! Yes! Bravo! La 15 și eu aș putea. Păi mai încearcă. Bine, acum este rândul... Mulțumesc! Eu nu mă pricep la matematică, dar 8 cu 8 fac... 16. Asta înseamnă că n-ai ajuns nici măcar până la 16 și era să nu vrăji. Da, auzi la el că el poate până la 15, n-a putut până la 16. Păi nu, dar doar că... Doar că trebuia să continue atunci. Da, eu am scăpat, da. Că el a renunțat. Eu nu am scăpat deloc. Păi, bine. Bine. Eu nu am scăpat, l-am ținut în aer. 3, 2, 1, start. Un bărbat cu mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l-am scăpat pe jos. Poți să iei de la început, mai ai o șansă. Nu trebuie să te grăbești. Ai dreptate. Haide. Un cavaler al curățeniei este și răbdător. Da. Așa este. Trebuie să ai răbdare și să te antrenezi continuu. Încep în 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Wow, 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 wow! 10 secunde! Vrei joc 1! Cine să fie ospătarul? Eu? Mulțumesc! Sau Lulu? Ca și Lulu poate să se joace, chiar dacă el e bucătar, da. Poate să se joace și de altceva. Da. La fel cum și voi la voi acasă puteți să faceți jocul ăsta. Cine să fie ospătarul? Hai să facem o tură noi. Uite, da. Aleg eu să fiu ospătarul. Bine, și eu. Și voi doi extrageți. Bine. Ce? Client! Yay! Și eu? Tu ești bucătarul! Wow. Și ne punem. Dar eu, să știți că eu nu prea știu să bucătăresc, dar o să... Dar nu contează, te descurci că facem mâncare imaginară. Da. Haideți să pregătim masa la restaurant. Da. Și clientule, așa sunt de acolo. Sigur. Dar stai, întâi trebuie să intri în restaurant. Pe unde e intrarea? Poftim? Pe aici. Pe aici. Bate la ușă când intri, da? Nu bate la ușă, sunt la ușă când intri. La restaurant se intră așa cum se intră. A, da. Bine. Normal, e unde... Bună ziua! Bună ziua, domnule client! Aș vrea o masă pentru o persoană, bă. A, uitați, avem una pregătită chiar aici, luați loc! Mulțumesc! Pe scaun, mă-ți scuze! Au, Cilica, mamalica, mai Lulu, măi, cine intră la restaurant și așează pe jos? Poate sunt din India, unde oamenii stau jos. Sau din Japonia. Exact. Noi suntem în România. Bună ziua, cu ce ar putea să vă servim astăzi? Ce aveți și la recomandarea zilei? La recomandarea zilei? Ce avem la recomandarea zilei? Bucătarul cum e la pauză de apă. Aoleu, cred că trebuie să gătesc singură. Ce avem la recomandarea zilei? Avem la... Durează cam mult. Îți place ghețata? Durează cam mult. Păi alegeți neastră ce doriți și bucătarul nostru vă va servi cu orice. Bine, vreau o... supă de cornete. Prea târziu, o supă de cornete. Repede, o supă de cornete, bucătar. Și acum bucătarul trebuie să gătească o supă de cornete. Mă scuzați? Da! Pot primi niște apă, vă rog? Da, sigur că da! Uite, unde sunt paharele? Stau rantul ăsta. Mai apă, e apă. Da, da, ne trebuie și un... Și, stai, unde am pus paharele? Nu mai... avem aici, gata, gata! Nu vede cine este ospătarul aici, tu sau eu? Eu. Bună ziua, domnule, vă rog un pahar cu apă. Mulțumesc! Mă duc să mă apuc să fac mâncare. Păi n-ai făcut-o deja? Păi am fost după apă, am fost după pahar. Au, Cilica, mamă, cum vi se pare apa? Este gustoasă? Uh-huh. Mai doriți ceva la apă? O feliuță de lămâie? Imediat o să fie gata și mâncarea. Și stați puțin! La noi, restaurant, specialitatea este... pofta de mâncare!
duș. Wow! Haide că e zapă. Gata. A, după cum? Stai puțin să pun asta. Stai să-mi pun să fac o pâine. Ei, sunt pregătiți, să știți. Eu trebuie să... masă. Păi ce, șervețele? Da, după aia îi dau. Bună ziua, după cum ați comandat, aveți aici o ciorbiță de cornete. Mulțumesc! O ciorbiță de cornete cu zeamă de înghețată. Și dacă mă nu primesc? Ba da, sigur că da, poftim aici. Și vă rog să serviți în, cu drag. Mulțumesc! Poftă bună! Mulțumesc! Sunt bune? Delicios! Oh, mă bucur că v-am plăcut! Și acum nota de plată. Da, nota de plată vine cu autobuzul. Poate mai fac o pauză de apă? Da! Bravo! Costă 5 pupici cu sclipici. Ok, mulțumesc! Hai să facem schimb, că vreau să mă joc. Bine, hai să vedem ce ne spun copiii. Cine să fie bucătarul și ospătarul? Cine să fie bucătarul? Voi alegeți acum cine să fie bucătarul, da? Domnule bucătar? Eu am fost ospătar, trebuie să strâng. Cine să fie bucătarul? Vreau să fiu o mare, ce de făcut? Poftă bună! Da, poftă bună! Mulțumesc! A terminat deja! Mulțumesc să fie, mulțumesc că a fost bucătarul! Da! Cine să fie de data asta bucătarul? Ia să vedem cine alege! Și ce să... Lulu, ne e foame! Eu sunt bucătar! Fetița Zulii, bucătar! Bine, și eu? Cine să fie ospătarul? A, păi stai, că... Următorul este ospătarul... Eu zic să fie Lulu, pentru că... Nu poate fi tot fetița. Eu să fiu și ospătarul? Nu, uite, l-aleg pe Lulu eu. Da, și eu tu ești clientul, da? O, stai să strâng de aici ciorba de cornete. Și paharul de apă, termină-ți apă. Da, copiii au spus Lulu. Ok. Mulțumesc! Cu plăcere! Trebuie să pun resturile astea undeva, nu știu unde. Da, domnule client, haideți! Gata, se poate? Pot intra? Da. Vai, e drăguț la voi în cafeneaua voastră. Fetiță Zulii. Da. Eu sunt ospătarul. Da. Du-te acolo și se pește. Bună ziua. Bună ziua. Cu ce vă pot servi? Mă mai gândesc puțin, dacă îmi dați și meniul sau ce aveți meniul. Sigur, vă dau acum meniul. Da. Poftiți. Da. Mulțumesc. Pot să vă rog ceva? Sigur. Să dați drumul și la aerul condiționat, că e cam cald. Da, aici la noi în restaurant avem aer condiționat manual. Mulțumesc. O căniță de legume. Tocmai îmi veniți acum o idee. E atât de cald că aș mai bea puțină apă. Puteți să mă duceți mai întâi apă până mă hotărăsc ce mănânc? Da. O căniță de legume, Lulu. Da. Recomandarea bucătarului de astăzi este tocăniță de legume. Dacă doriți. Cu usturoi! E cu mult usturoi! Cu usturoi. Vă place cu usturoi? Da! Și mie îmi place. Gata, tu te servește-l. Zic că asta avem de mâncare. Știți ceva? Sigur. Tocănița de legume e gata! Poftă bună! Ceva, mulțumim, poftă bună! Nu o să mai vin în cafeneaua voastră. Of, domnule, mulțumesc, dar ești așa de nemulțumesc, de nemulțumit. Ce mă mai fac cu clienți ca de ăștia nemulțumit tot timpul? Eu sunt client și vreau să aleg ce vreau eu să mănânc cu ce vrei tu. Că da, păi am fost da, asta avem de mâncare, nu înțelegi că suntem în carantină. Bine, poftă bună, mulțumesc, fetița Zurli. Mănânci ce ți se pune pe masă și gata. A, știu de ce! Da. Dă-i poftă de mâncare! A, am uitat complet! Dă-i magie! Ce poftă e! O să mănânc cu atâta poftă ce mi-ați pregătit! Mulțumesc frumos, e foarte bună tocănița! Prețele mai jucăm... Încă, da. Prețele mai jucăm o tură? Da. A, mai e un singur schimb de roluri pe care putem să-l facem. Eu rămân să fiu ospătarul. Da, eu clientul și nu de bucătarul. Bine, atunci trebuie să-mi dau jos costumul de bucătar, că nu se potrivește. Poftim. Cu rolul de acolo. Face schimb de roluri. Și fost ospătar, trebuie să strângi masa după tine. Da. Gata. Să-mi iau cornetele, că iar facem supă din ele. Cine e clientul? Eu! Trebuie să facem schimb de ecusoane. Poftim! Mulțumesc!
Eu sunt pregătit. A, stai că întâi trebuie să intru. Da. Eu o să fiu ospătarul care stă și el la masă. Că când nu are ce să facă, stă la masă. O fac cu curat. Bună ziua! Bine ați venit din cafeneaua noastră! Păi e cafenea sau e restaurant? Că eu restaurant de cafenea. Bine! Vă rog, poftim să luați... Asta e masa mea? Da. Aș dori, vă rog frumos, un pahar cu apă. Aș dori, vă rog frumos, o tocăniță de bomboane cu cârnați și cu dovlecel. Sigur că vreți cu cârnați, cu dovlecel și cu bomboane? Da, bomboane cu cârnăcior și cu dovlecel. Ați mai întâlnit așa tocăniță? Da, mulțumesc! Bine, imediat rezolvăm. Ospătar! Da? Te rog frumos să-mi aduci niște șervețele, că am dat puțină apă pe mine. Imediat! Mai avem șervețele la cârța mântului. Domnule ospătar, unde sunt șervețele? Da, suntem aici, imediat le aduc. Eram tocmai le luasem. Mulțumesc! Poftim să știți că avem niște șervețele speciale. Wow, e adică... așa. Oh, mulțumesc frumos! Recomandarea zilei e pizza Zurli. Deci astăzi avem pizza Zurli. Dar eu vreau să mănânc tocăniță de bomboane cu cârnați și cu înghețată. Nu mai avem înghețată. Aoleu, nu mai pot. Nu mai avem înghețată. Bine, atunci voi mânca o pizza cu caramele și cu broccoli. Foarte bună alegere. Stați că verifică. Avem și cu caramele să mânc pizza. Domnule ospătar! Da, imediat! Am întâlnit! Tocmai l-ajutam pe bucătar să am găsit și caramele, uitați-mă aici! Wow, ce bine arată și ce bine miroase! Da. Vă mulțumesc frumos! Îmi puteți oferi și o cuțită și o furculiță? Imediat, sigur că da! Ciuper că ai pus-o cu mâna pe pizza! Ia-o tu! Și nu vreau... Schimbăm pizza imediat! Acum fă altă pizza, că vezi că nu te-ai pus mâna. Dar mi-e foame, las-o pe aia, dă-mi-o așa. Bine, poftiți. Și vă rog... pizza, poftim furculiță și încă furculiță. A, voi mânca furculiță cu furculiță. Bine, ia să vedem. Rucola! Iam, ce delicioasă e! Mulțumesc! Iam. Și niște brânzică, mulțumesc frumos! Este foarte... Și niște apică în partea casei. Mulțumesc! Am fost servită foarte frumos la restaurant, da? La voi. Pot să vă plătesc tot cu pupici cu sclipici? Da! Pot să strâng? Da, vă rog frumos, da. Și șervețelul aici, da. Și asta aici. Apa o iau cu mine, da? Bine! Bine! Nota de plată imediat. Păi am zis că plătesc cu pupici cu sclipici. Yes!